dat seama de fapt că vrei să-ți faci un album solo sau lucrai la, aveai mai multe piese, că le aveai de mai mult timp, sau ai zis cum fac, că nu voi face un album solo și le-ai început pe toate deodată? Primul moment când am vrut să fac un album solo a fost când am ascultat albumul lui Greg Howe, Five. Ok. Atunci mi-am dat seama despre muzică și atunci m-am orientat într-o direcție muzicală. Piesele de pe First Step sunt piese pe care le-am conceput de mic copil, ca să zic așa. Și a fost un album la care au participat foarte mulți, foarte mulți artiști, prieteni ai mei, artiști cu potențial. Atât de mulți au participat încât dacă era să splitez trupa, o puteam splita în trei și să trimit într-o zi să fie trei concerte în fiori. Deci nu era problemă. Și a venit la acel album, fiecare a participat cu energia lui, ca să zic așa, ei. Și acel album este structurat așa, mai multe genuri, amalgam de stiluri, ca să zic așa. Deci, oricum, mă bucur că l-am scos, că am muncit foarte mult la el și l-am imprimat pe reprize, ca să zic așa, cam 3 ani de zile a durat până l-am imprimat. Până când să ajungem în formula finală, M. Fiori, să-l cunosc pe Marcel Moldovan, pe Topoșarul, și de atunci am rămas închegați pe ideea asta de M. Fiori. Astfel încât acum sperăm anul acesta să înregistrăm următorul album. Tocmai de asta vreau să te și întreb. Asta urmă, să te întreb. Îl vom înregistra mai mult ca sigur în perioada în octombrie. Pentru că deja piesele sunt gata, în proporție de 80% suntem pregătiți să intrăm cu ele în studio. Și așteptăm cu nerăbdare să-l scoatem, pentru că este aceeași formulă M. Fiori și este un album mai mult gen, să zic așa, muncă de echipă. Dacă primul album a fost mai mult setat pe album de chitară, acesta va fi un album în care fiecare își va exprima personalitatea. Sfaturi ai avea pentru tinerii chitariști sau pentru chitariști amatori? Ce mai important sfat care ai putea să-l dai oricărui chitarist? Ai voie să-ți metronom. Corect. Asta să știu. Există acele, 4, 5, 6, 7, depinde cât trezite fiecare să studieze, acele 4 ore de studiu pe zi. Dar mai degrabă decât ideea asta de a studia și a găsi pattern-uri noi, nu știu, eu i-aș sfătui să se înregistreze, să-și ia un program de undeva și să asculte foarte mult ceea ce înregistrează. Pentru că una e ce simți la chitară în momentul în care cânti și alta e când asculți ceea ce ai cântat fără să fii cu mâinile pe chitară. Atunci poți să-ți dai seama felul în care emană energie, felul în care un lick e potrivit acolo sau poate nu e potrivit, poate exagerat. Ideea de a fi într-un anumit stil muzical. Deci ăsta cred că ar fi cel mai bun sfat, să se înregistreze și să se asculte. În felul ăsta am ajuns să evoluez și eu. După ce am descoperit ideea asta de studio, așa, imediat s-au schimbat treburile. Am simțit evoluția pe 10 ani. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru interviu, a fost o plăcere să te avem aici. La final, înainte de plecare, poți să ne spui ce părere ai avut despre Ibanez Premium? Este o chitară, la fel ca și celelalte, este o chitară versatilă. De asta am încercat să trec prin atâtea stiluri muzicale, pentru că ați văzut de la clean, blues, metale, se poate cânta absolut orice. Ok, mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația. Mersi tare.